Pace, bună dimineața și e o bucurie pentru mine să fiu cu dumneavoastră astăzi. Sper că v-am salutat pe toți, că n-am omis pe nimeni. Dar slavă Domnului că putem fi aici, slavă Domnului că putem să ascultăm cuvântul Său. Și m-am rugat să văd ce ar trebui să predic în dimineața asta. Domnul cunoaște mai bine inimile noastre, știe de ce avem nevoie, știe ce ne frământă, știe ce ne așteaptă mâine și Domnul mi-a pus pe inimă să aduc un mesaj de încurajare. Și încurajare e un lucru de care toți avem nevoie. În fiecare zi, în fiecare moment, în fiecare schimbare a vieții noastre, avem nevoie de încurajare, avem nevoie ca încrederea noastră în Dumnezeu să crească. Și în dimineața asta, aș vrea să deschidem un psalmul numărul 11. Dacă vreți, haideți să ne ridicăm, să dăm cinste cuvântului lui Dumnezeu. Și haideți să deschidem psalmul numărul 11. De la versetul 1 la versetul 7. În Domnul mă încred. Cum puteți spune sufletului meu, zboară ca o pasăre în munții voștri? Căci iată, cei nelegiuiți își întind arcul, potrivesc săgețile pe coardă ca să tragă pe ascuns asupra celor cu inima dreaptă. Dacă s-ar surpa temelile, ce ar putea să facă cel drept? Domnul este în templul lui cel sfânt. Tronul Domnului este în ceruri. Ochii săi privesc și ploapele sale cercetează pe fiii oamenilor. Domnul încearcă pe cel drept, dar urăște pe cel rău și pe cel ce iubește violența. Peste cei răi el va face să plouă cărbuni, foc și pucioasă. Un vânt docoritor. Iată paharul de care ei au parte. Căci Domnul este drept, El iubește dreptate. Cei drepți vor vedea fața Lui. Amin. Amin. Haideți să ne rugăm. Doamne, venim în Ta și în dimineața aceasta și vrem să Te lăudăm, să Te binecuvântăm și să-Ți mulțumim, Doamne, pentru că ne-ai ajutat să venim aici. Mulțumim, Doamne, pentru această adunare de credincioși care au venit să laudă numele Tău, să asculte cuvântul Tău, Doamne, și Te rugăm ca și în dimineața aceasta să fii Tu, Doamne, Cel care vorbește și nu eu și cuvântul Tău să fie Cel care schimbă inimi și nu cuvintele mele. Mulțumesc, Doamne, pentru că Tu ne-ai mântuit și pentru că ne-ai chemat la o viață sfântă, la o viață separată de păcat și de tot ce este rău și Te rugăm să ne ajuți, Doamne, ca să putem trăi după voia Ta și ne-a ascultat de Tine. În numele Iisus Te-am rugat. Amin. Amin. Haideți să ocupăm locurile și titlul mesajului de astăzi este chiar primul verset, de fapt primele cuvinte din verset, care spune în Domnul mă încred. Chiar așa se numește, în Domnul mă încred. Aici avem un psalm pe care îl scrie psalmistul David, este compus de David și ca și mulți psalmi ai lui, este un psalm care oferă încurajare. Este un psalm care vrea să ofere încredere. Și putem vedea din viața lui David că David era un om care se încredea în Dumnezeu. David aici spune primele sale cuvinte, spune în Domnul mă încred. Și nu sunt niște cuvinte doar de pe buze, sunt niște cuvinte care vin din inimă. De multe ori spunem că ne încredem în Dumnezeu, dar de fapt nu e așa. E ușor să spunem că ne încredem în Dumnezeu atunci când ne merge bine. Atunci când salariul intră pe card, atunci când animalele sunt la locul lor, atunci când grădina rodește, atunci când sănătatea e sănătate. E ușor să spunem că ne încredem în Dumnezeu. Dar putem vedea și în viața lui David și putem vedea și în viața noastră că atunci când spunem că ne încredem în Dumnezeu, încrederea noastră este testată. David a avut o încredere testată. Și nu mă credeți pe mine, credeți viața lui. Ori de câte ori era în impas, ori de câte ori era pe fugă, ori de câte ori era amenințat, David se încredea în Dumnezeu. Încrederea lui David era una testată.
Încrederea multor creștini de azi este doar declarată. Este o încredere doar de pe buză. Putem să spunem că ne încredem în Dumnezeu cât vrem noi. Important e, credem noi asta? Suntem siguri de ceea ce spunem? De multe ori spunem că ne credem în Dumnezeu și deși mai multe ori nu credem ceea ce spunem. Spunem doar de pe buză. Dar important e ca ceea ce spunem să și credem. Pentru că încrederea în Dumnezeu nu se vede la bine. Încrederea în Dumnezeu se vede la rău. Și trebuie să știm că vor veni momente în viața noastră când încrederea noastră va fi testată, ca și în cazul lui David. David n-a avut o viață ușoară. Poate ne uităm la viața lui și poate vedem că a avut o viață de biruință, o viață de bogăție, o viață de glorie, o viață de onoare. Dar de asemenea, David a avut o viață plină de încercări. A avut o viață plină de ispite. În care nu știa dacă mâine are să mai trăiască. Și Dumnezeu ne promite, ne asigură că în viața noastră vor fi momente când încrederea noastră în El va fi testată. Va fi încercată. Iisus spune în Ioan 16:33, spune, în lume veți avea necazuri. Nu spune s-ar putea, nu spune dacă sunteți cuminți, nu o să pățiți nimic. Spune, veți avea necazuri. Cu alte cuvinte, încrederea voastră va fi una testată. Și nu pot să zic că va fi ușor, dar pot să zic că testul lui Dumnezeu e cel mai bun test pe care putem noi să-l dăm. Sunt multe teste, sunt multe examene pe care le dăm și ne gândim că ăsta e capul de lume. Când am avut examenul de bacalaureat, mă gândeam, dacă trec de ăsta, gata, am trecut de tot. Când am avut examenul de permis, am zis, dacă trec de examenul ăsta, trec de tot. Dar am avut un instructor care m-a pregătit, am făcut cu el în paralel și mi-a zis, omul ăla era pocăit și mi-a zis, să știi că ăsta e doar un simplu examen. Examenul adevărat e examenul credinței. Și acum mi-aduc aminte de acele vorbe. Cel mai important examen, cel mai important test, este testul credinței. E testul încrederii. Și nu e unul ușor, dar e cel mai bun. De ce? Pentru că e de la Dumnezeu. E cel mai bun până a ne arăta cât de sigur suntem pe ceea ce spunem. Pe ceea ce declarăm cu gura. De multe ori sunt lucruri care le spun, sunt lucruri care le promit, dar nu sunt sigur pe ceea ce spun. Să fim atenți atunci când spunem că ne încredem în Dumnezeu. E adevărat. Ne-am încrezut în Dumnezeu, în Domnul Iisus, pentru mântuire. Și am avut nevoie de o credință mare. Dar atunci când vine vorba de viața trăită prin credință, la capitolul acum stăm. Cel mai bun mod de a declara că ne încredem în Dumnezeu e chiar în mijlocul testului. Chiar atunci când circumstanțele ne forțează să ne credem în altceva. Și David era un om căruia îi plăcea să ofere încurajare. Era un om căruia îi plăcea să îmbărbăteze pe cel căzut. Și trist este că nu de multe ori primea la fel. David era un om care încuraja. Dar el nu era tot timpul încurajat. Dumnezeu era singura lui încurajare. Faptul că l-avea pe Dumnezeu era singura lui lumină de la capătul tunelului. Nu știm în ce situație se afla David aici, dar cu siguranță era
un moment, o etapă din viața lui în care Dumnezeu îi punea încrederea la încercare. Și cu siguranță era una de acele perioade când viața lui era amenințată. Nu ne place când viața noastră e amenințată. Nu ne place când casa sau confortul sau familia sau orice altceva ce este al nostru este amenințat. Nu ne place când trebuie să pierdem ceva. Dar aici David era pe cale de a-și pierde viața. Și nu știm dacă era fugărit de regele Saul sau poate de fiul său Absalom. Poate de filisteni, poate în orice alt fel. Aici David era nevoit să fugă. Și se pare că sfaturile pe care le primea nu erau niște sfaturi prea bune. De câte ori vi s-a întâmplat să cereți un sfat în legătură cu o problemă și să fiți dezamăgiți? Mi s-a întâmplat de multe ori să cer sfat de la oameni al lui Dumnezeu în legătură cu o problemă personală și să mi se dea o soluție lumească, o soluție firească. Păi fă ce face toată lumea, fă ca așa normal. De multe ori mi s-a întâmplat să fiu dezamăgit. Și David aici chiar era dezamăgit. Era dezamăgit de ce auzea. Avea o problemă pe care vrea să o rezolve și căuta sfaturi. Și primea sfaturi lumești, primea sfaturi firești. Ce spune aici David? Mă dezamăgiți cu sfaturile voastre. Spune, cum puteți spune sufletului meu zboară ca o pasăre în munții voștri? Aici psalmistul David își exprimă dezamăgirea lui față de ceea ce aude de la niște oameni al lui Dumnezeu. Ce bine că nu voi sunteți singura mea sursă de încredere, spune David. La fel a fost și Iov. Încrederea lui Iov nu s-a văzut atunci când era bine. Nu s-a văzut atunci când avea case mari, când copiii erau așezați la casele lor, când animalele erau animale, aveau unde păștea, avea sclavi, avea păzitori. Încrederea lui Iov s-a văzut chiar atunci când a venit furtuna peste el și i-a luat tot. Ce aștepta Iov? Aștepta puțină încurajare. De la niște oameni apropiați, de la niște oameni pe care îi considera oameni maturi, oameni pricepuți. Dar se pare că nici soția lui, nici prietenii lui nu au întâlnit credința lui în Dumnezeu. Toți îl descurajau. Dar ce binecuvântare e că nu în oameni trebuie să ne punem noi încrederea. Amin? Încrederea noastră trebuie să fie doar în Dumnezeu. Fiindcă Dumnezeu niciodată nu va căuta să ne descurajeze. Dimpotrivă. Dumnezeu va căuta să ne încurajeze și Dumnezeu ne va face să spunem și noi la fel ca David. David spune aici cu semnul exclamării. Spune, în Domnul mă încred. N-are nicio îndoială. Pe lângă ce spun alții, ceilalți îi spuneau lui David să fugă. David spune, nu. Eu stau aici pentru că în Domnul mă încred. Este mare ispita, mai ales la noi în România. Într-adevăr, este viața grea și ce spune lumea e să fugi în altă parte. Fugi unde e mai bine. Avem o asemenea întâmplare cu în cartea Rut cu Elimelec. Când foametea a venit în Israel și a fugit în țara Moabului. De ce? Pentru că nu s-a crezut în Domnul. Și acolo ce a primit? Acolo a murit atât el cât și cei doi fii ai lui. Și soția lui s-a întors înapoi cu mâinile goale. De ce? Pentru că nu s-a încrezut în Domnul. Pentru că a fugit când Domnul i-a zis să stea.
Dumnezeu care este în ceruri și care are privirile ațintite asupra tuturor, oare nu va apăra El cauza celor drepți? Oare nu vede El nevoia celui neprihănit? David spune, am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit, nici pe urmașii lui cerșindu-și pâinea. De ce? Pentru că Dumnezeu nu părăsește. Dumnezeu nu dezamăgește. David aici era dezamăgit nu de Dumnezeu, ci de oameni. De sfătuitorii lui Dumnezeu, de sfernicii lui care erau. Să avem grijă de la cine cerem sfatul. Să avem grijă de unde primim sfatul. Dumnezeu apără cauza celor drepți. Dumnezeu apără cauza celor ce se tem de El. Spune în cuvântul lui Dumnezeu că El dă tărie celui slab. El dă curaj celui fricos. El înalță pe cei smeriți și îi coboară pe cei mândri. David spune, în acest Dumnezeu eu mă încred. În acest Dumnezeu îmi pun toată încrederea. Vreau să vedem în continuare trei lucruri legate de încrederea lui David. Aici în Psalmul 11. Vedem prima dată în versetul 1. Vedem o încredere neclintită. Spune aici, în Domnul mă încred. Simplu. E foarte ușor de zis. Haideți să spunem și noi împreună. În Domnul mă încred. E simplu de zis, nu-i așa? E mai greu de pus în practică. Dar sunt niște cuvinte frumoase ca și început de cântare, pentru că aceștia sunt psalmi, sunt niște cântări, de fapt. Niște cuvinte frumoase ca și început de cântare, ca și început de mărturie. Și observați semnul exclamării și modului de exprimare. Fiindcă ce urmează necesită, într-adevăr, o mare încredere în Domnul. Nu pot să zic că mă încred în Domnul de aici până la ușă. Sunt aproape sigur că voi ajunge de aici până la ușă. Dumnezeu vrea mai mult de la noi. Dumnezeu vrea să ne încredem în El mai mult decât atât. Mai mult decât în ceea ce vedem cu ochii. Mai mult decât în ceea ce omului poate să-i pară imposibil. Dar e ușor să spui asemenea lucruri când totul pare ușor. Și trebuie să vă spun că și mie, de multe ori, îmi e frică să declar acest lucru. Nu mă interesează ce o să fie, mă încred în Dumnezeu. Și când ajung acolo, de fapt, dovedesc total contrariul. Mi-e frică să spun pentru că știu de multe ori ce urmează. Când spun că mă încred în Dumnezeu, Dumnezeu aude, dar și cel rău aude. Dar aici vorbim de Dumnezeu care încearcă. Pentru că mai târziu vedem în versetul 5 că Domnul încearcă pe cel neprihănit. Aici vorbim de încercările venite de la Dumnezeu. Și trebuie să fim atenți când spunem că încrederea noastră în Dumnezeu e neclintită. Pentru că apoi urmează testul. Atunci când o spun cum o spune David, atunci nu mai mi-e frică. Pentru că știu că nu mai am nimic de pierdut. Când o spun în mijlocul furtunii, în mijlocul necazului, în mijlocul testului, atunci pot să spun cu încredere, fiindcă știu că nu mai am nimic de pierdut. De aici încolo pot să las pe Dumnezeu. De aici încolo e Dumnezeu cel care îmi poartă de grijă. Și e ușor să declar încrederea mea în Domnul când totul pare ușor, dar e greu să declar încrederea mea în Domnul când totul pare greu. Încrederea noastră va fi testată și la bine și la rău.
Un motor bun la o mașină este un motor care a fost testat în condiții foarte, foarte grele, care a fost exploatat la maxim. Dacă motorul acela mai e în viață după fel de fel de teste, pe acel motor te poți baza că nu te lasă la greu. Oare chiar așa suntem și noi? Domnul vrea să ne punem încredere în El. Domnul vrea să ne încerce la maxim. Domnul vrea să ne folosească cât mai mult posibil. Dar până să ajungem acolo, încrederea noastră trebuie să fie testată. Până ajungem acolo, încrederea noastră trebuie să fie una exploatată. De ce? Ca Dumnezeu să ne folosească. Avem aici, prima dată, o încredere neclintită. Avem o încredere testată și dovedită, nu doar declarată. Și, în al doilea rând, vedem în versetul 2. Nu, tot în versetul 1. Vedem o descurajare nedorită. David le spune acelor oameni, cum puteți spune sufletului meu, zboară ca o pasăre în munții voștri? Acum, David era înconjurat de sfătuitori, de prieteni, de oameni care ar fi trebuit să-i sporească într-un anumit fel și să-i motiveze încrederea lui Dumnezeu. Dar se pare că nu era încurajat de cine trebuia. Oameni care trebuiau să-i spună fugi și roagă-te, acei oameni i-au spus fugi la munți. David era dezamăgit. Aici David avea unele așteptări care s-au sfârșit prin a fi, de fapt, dezamăgit. Un om al lui Dumnezeu nu va fi niciodată mulțumit cu un sfat firesc. Un om al lui Dumnezeu nu va fi niciodată mulțumit cu un sfat ceva de genul, fă ce face și celălalt. Un om al lui Dumnezeu va dori un sfat bazat doar pe cuvântul lui Dumnezeu. Și nu doar atât, dar un om al lui Dumnezeu va căuta totdeauna să dea și el sfaturi bazat doar pe cuvântul lui Dumnezeu. Și aici trebuie să spun că noi oamenii ne pricepem foarte bine în a da sfaturi. Cei tineri se pricep să dea sfaturi celor mai în vârstă. Cei în vârstă nu-i ascultă pentru că nu sunt așa de experimentați ca ei. Dar, în general, atât cei tineri, cât și cei în vârstă, și cei de vârsta de mijloc, toți ne pricepem să dăm sfaturi. Când vine vorba de celălalt, știu ce trebuie să facă. Îi înșir 10 de versete cu ce trebuie să facă. Dar când vine vorba de mine, atunci nu mai sunt așa bun sfătuitor. S-ar putea ca unii să vină la noi după un sfat din cuvântul lui Dumnezeu. Iar noi să le dăm unul firesc. Să spunem, fugi la munți în loc de fugi la Domnul. Psalmul 121 cu versetul 1 și 2 spune, îmi ridic ochii spre munți, de unde va veni ajutorul? Și apoi tot îl răspunde, ajutorul vine de la Domnul, cel care a făcut cerurile și pământul. Ajutorul nu constă în ce se vede, ci în ce nu se vede. Dumnezeu nu vrea să ne uităm la ce se vede. Dumnezeu nu vrea să umblăm prin vedere, ci prin credință. David
îi întreabă, îi mustră pe acești oameni, cum puteți să-mi spuneți altceva? David nu mai avea pe nimeni care să-i motiveze încrederea, dar totuși, ce bine că nu oamenii sunt sursa noastră de încredere. De fapt, nu oamenii trebuie să fie sursa noastră de încredere. Isaia spune, sau Ieremia, blestemat este omul care se încrede în om. Dar aici David este dezamăgit. Ce sfaturi vreau eu? Ce sfaturi caut eu? Știți? Sunt mulți care vin după un sfat și vor să le spui ce vor ei sau ce le convine lor. Dacă le spui că trebuie să se pocăiască, dacă le spui că trebuie să schimbe viața, Nu, la asta nu mă așteptam. Nu e ce căutam. Dar David aici e dezamăgit. Vedem prima dată o încredere neclintită, apoi vedem o dezamăgire, o descurajare nedorită și vedem în al treilea rând o sursă nesecată. Vedem versetul 4. Spune, Domnul este în templul lui cel sfânt. Tronul Domnului este în cer. Ochii săi privesc și ploapele sale cercetează pe fiii oamenilor. O sursă nesecată. De unde își lua David această încredere? Care era sursa încrederii lui David? Care e sursa încrederii tale? David spune, Domnul. David spune, Domnul a rămas același. Dumnezeu nu s-a mișcat din locul lui, Dumnezeu nu s-a mutat, Dumnezeu nu s-a schimbat, Dumnezeu a rămas același. El vede totul. El e cel care cercetează, El e în templul lui cel sfânt și ce face? Se uită. Dumnezeu a rămas tot acolo, Dumnezeu a rămas la fel și ce face? Se uită. Observă. Uitați ce scrie aici. Ochii săi privesc și ploapele sale cercetează pe fiii oamenilor. Dumnezeu asta face. Nu e absent. Nu a plecat nicăieri. Nu s-a schimbat cu trecerea vremurilor. Dumnezeu a rămas același. Putem să fim siguri pe asta. David era sigur pe asta. Și nu există încredere mai mare și mai sănătoasă decât să știi că Dumnezeu este în control. Că Dumnezeu controlează totul. Indiferent ce e în țară, indiferent ce e în lume, Dumnezeu controlează totul. Orice altceva este deșertăciune. Este o speranță falsă. Dacă vreți, e o speranță de plastic. Solomon spune că totul este deșertăciune. Asta era sursa încrederii lui David. O sursă nesecată. Care este sursa încrederii tale? Pentru unii este serviciul, pentru unii sunt studiile lor. Pentru alții, vorbirea lor, elocvența lor, familia de unde provine. În Proverbe spune, unii se bisuie pe caii lor, alții pe carele lor, dar noi ne bisuim pe Domnul Dumnezeu nostru. Care e sursa încrederii tale? Care e sursa încrederii mele? Lasă pe Dumnezeu să fie El sursa încrederii tale. Versetul 5. Dumnezeu încearcă pe cel neprihănit. Orice încercare
de la Dumnezeu are ca scop de a ne crește încrederea noastră în El. Altfel vă spun că nu L-am cunoaște prea bine. Dacă Dumnezeu nu ne-ar încerca, nu L-am cunoaște prea bine. Vă aduceți aminte de Domnul Iisus când era în corabie și a început o furtună, El a certat și vântul și marea, ele s-au potolit și ucenicii s-au întrebat, cine este acesta de la ascultă și vânturile și marea? Până atunci ei nu-L cunoșteau așa de bine, până n-au trecut prin test. Care este sursa întâlnirii? Cât de bine îl cunoști pe Dumnezeu? Modul în care îl cunoaștem pe Dumnezeu acum e direct proporțional cu modul în care ne-am raportat la încercările din viața noastră. Cât de mult ne-am încrezut în El. Cât de bine îl cunoști tu pe Dumnezeu? Spune-m cât de mult te-a încercat Dumnezeu ca să-ți spun cât de mult te iubește. Pentru că spune aici, Dumnezeu încearcă pe cel neprihănit. Și atenție, noi nu suntem neprihăniți prin faptele noastre. Neprihănirea noastră, dreptatea noastră vine de la Dumnezeu, prin Iisus Hristos. Dar la asta se referă, la cei, la neprihăniții Lui, Dumnezeu, pe copiii Săi încearcă. De ce? Pentru că ne iubește. Și revin din nou. Spune-mi cât de mult a încercat Dumnezeu ca să-ți spun cât de mult te iubește. Să învățăm de la David această încredere. Această bizuință, nu doar pe sine, nu doar de pe buze, ci chiar în momentul când Domnul încearcă. Să învățăm că nu trebuie să căutăm soluții la oameni, ci la Dumnezeu. Să nu mergem în altă parte. Știți cum fac oamenii? Cum fac pocăiții? De multe ori, când au o problemă, încearcă și asta, și asta, și asta, și asta, și asta. Și când văd că nu mai au, într-adevăr, chiar nicio soluție, hai să vă ce spune și Dumnezeu. Când, de fapt, asta ar trebui să fie prima noastră variantă și singură. Să învățăm să-L avem pe El ca singura noastră sursă nesecată, inepuizabilă de încredere. Pentru că El niciodată nu ne va dezamăgi. De acolo să vină curajul meu. De acolo să vină încrederea mea. Să pot să spun și eu ca David, în Domnul mă încred. Și cu siguranță că David o spunea mai tare decât o spun eu acum, dar o spunea din inimă. Putem să spunem, să zbierăm cât de tare vrem noi că ne credem în Dumnezeu, dacă nu o și facem. Și Domnul să ne binecuvinteze și să ne mărească încrederea noastră în El. Amin. Amin.